Japonia este o țară imersată în tradiții și obiceiuri unice, oferind experiențe și priveli și greu de găsit în altă parte. De exemplu, imaginează-ți că intri astăzi într-un restaurant japonez. În loc de un meniu obișnuit, s-ar putea să ți se prezinte o replică realistă a felului de mâncare dorit, realizată meticulos din clorură de polivinil. Aceste mâncăruri de expunere sunt atât de realiste încât îți va fi greu să crezi că sunt necomestibile. Intrigant, nu-i așa? Alături nou în acest clip în care explorăm câteva lucruri care nu pot fi văzute decât în Japonia. Și începem cu semafoarele albastre. Semafoarele sunt o prezență universală în întreaga lume, cu semnificații standardizate. Roșu pentru oprire, portocaliu pentru așteptare și verde pentru a porni. Aceste semnale fundamentale sunt adânc înrădăcinate în înțelegerea noastră a siguranței rutiere. Chiar și copiii înțeleg că roșu înseamnă să te oprești, iar verdele indică momentul de a merge mai departe. Cu toate acestea, conducerea în Japonia poate fi o experiență surprinzătoare pentru cei noi în țară, în special când sunt confruntați cu semafoare care afișează roșu, portocaliu și albastru, dar fără verde. Acest aspect unic al semafoarelor japoneze nu este o constantă istorică, ci a apărut din complexități lingvistice și culturale. Cu secole în urmă, limba japoneză nu avea termeni distinși pentru albastru și verde, folosind AO pentru a desemna ambele culori. De-a lungul timpului, Midori a evoluat pentru a desemna specific culoarea verde, deosebind-o de AO. În ciuda acestei evoluții lingvistice, utilizarea tradițională a persistat în anumite contexte, ducând la confuzie ocazională unde obiecte verzi erau încă denumite AO, asemănător cu a numi un măr verde măr albastru sau bambus verde sau bambus albastru. Această nuanță istorică s-a extins și la semafoarele din Japonia. Inițial, luminile verzi erau etichetate cu AO, care tehnic însemna albastru în terminologia japoneză tradițională. Această particularitate lingvistică a dus la dezbateri și confuzii. De exemplu, călătorii care întâlnesc aceste semafoare etichetate cu albastru s-ar putea găsi momentan perplexi de desemnarea neconvențională a culorilor care sfidează standardele internaționale. În viața de zi cu zi japoneză, astfel de nuanțe lingvistice pot fi atât încântătoare cât și derutante. De exemplu, numărul 39 se traduce fonetic în sankyu, asemănător cu thank you în japoneză. Această exprimare prescurtată a recunoștinței ilustrează modul în care limba japoneză poate transmite semnificații complexe prin numere simple, la fel cum AO a fost folosit pentru ambele culori, albastru și verde, în contexte istorice. Abia în 1973, lingviștii și oficiali japonezi au abordat confuzia legată de semafoare. Aceștia au susținut claritatea și uniformitatea în semnalizarea rutieră, determinând guvernul să adopte o soluție de compromis. Semafoarele ar afișa o nuanță de albastru-verde care se aliniază cu AO tradițional, respectând în același timp standardele internaționale de trafic. Această decizie asigura că, deși patrimoniul cultural japonez era respectat, considerentele practice pentru siguranța rutieră și comunicarea globală erau de asemenea respectate. Astăzi, călătorii care navighează pe drumurile din Japonia întâlnesc semafoare care apar distinct albastru-verzi în comparație cu luminile verzi standard văzut în alte părți. Așadar, asigură-te că ești versatil în privința culorilor dacă te gândești vreodată să vizitezi țara pentru a nu te găsi încălcând legile rutiere. Lipsa coșor de gunoi publice. Cultura japoneză este profund rădăcinată în tradiții și ritualuri, multe dintre ele punând accent pe respect și valori comunitare. Un reper al societății japoneze este angajamentul său față de curățenie, un obicei cultural inculcat de la o vârstă fragedă prin practici precum osoji sau curățenia. Grupul de curățenie se numește Shinjuku Clean. În fiecare dimineață una sau două persoane fac curat pe străzi. Cu acestea, o dată pe lună au o zi mare de curățenie cu 40 sau 50 de oameni. Tokyo, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății drept unul dintre cele mai curate orașe din lume, exemplifică această dedicare față de curățenie datând din perioada Edo. În timpul Cupei Mondiale din Qatar din 2022, fanii japonezi au câștigat aprecieri internaționale nu doar pentru performanțele echipei lor, ci și pentru comportamentul lor de după meci. Fanii au rămas voluntari în urmă pentru a colecta gunoiul și a curăța stadionul, unii aducându-și chiar proprii saci de gunoi și produse de curățare. În ciuda acestui angajament național față de curățenie, vizitatorii ar putea fi surprins să afle că coșurile de gunoi publice sunt rare pe străzile japoneze. În Japonia, coșurile de gunoi se găsesc de obicei în zone desemnate, cum ar fi parcuri, stații de tren și toalete publice. Lângă automatele de băuturi sunt plasate coșuri de reciclare pentru eliminarea responsabilă a sticlelor și dozelor. Această raritate a coșurilor de gunoi pe străzi are rădăcini în evenimente istorice tragice, în special atacul cu gaz sarind din 1995 de la metroul din Tokyo. Această acțiune teroristă, care a vizat trei linii majore de metrou în timpul orilor de vârf, a rezultat în mii de victime. Atacatorii
urmării au ascuns gazul letal sarin în pungi de plastic în ziare, ceea ce a dus la o atenție sporită față de obiectele supravegheate în spațiile publice. Drept urmare, lipsa coșurilor de gunoi pe stradă servește ca măsură de precauție pentru a reduce riscurile de securitate. Cu acestea, Japonia își menține reputația de curățenie. Așadar, dacă intenționezi vreodată să vizitezi această țară, asigură-te că ieși cu un sac de gunoi la tine, deoarece s-ar putea să fii frustrat că nu găsești coșuri de gunoi pe stradă. Automate peste tot. În timp ce automatele din multe țări distribuie în principal băuturi, Japonia duce acest concept la niveluri extraordinare, oferind o gamă uluitoare de produse care depășesc cu mult simpla băutură. De la străzile aglomerate din Tokyo până la cartierele rezidențiale liniștite, aceste automate au devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi. În aproximativ 4 milioane de automate din Japonia, mai mult de jumătate sunt dedicate vânzării de băuturi. Deși poți găsi cu siguranță băuturi obișnuite precum apă, suc și cafea, ceea ce diferențiază automatele japoneze este varietatea lor extinsă. Imaginează-ți că poți cumpăra supă de creveți, supă dulce de fasole cu porumb sau chiar curry indian într-un automat. Aceste automate răspund unor gusturi și preferințe diverse, oferind opțiuni care variază la supe fierbinți, reconfortante pe timpul iernii până la băuturi coritoare în căldura verii. Dar ofertele nu se limitează doar la băuturi. Automatele japoneze oferă o gamă diversificată de produse, de la gustări la produse proaspete. Fie că îți dorești o înghețată, o masă rapidă de ramen congelat sau gyoza, sau o opțiune mai sănătoasă cum ar fi banane și felii de mere, există un automat care să îți satisfacă nevoile. Unele automate distribuie chiar și tutun și alcool, respectând reglementări stricte pentru a preveni accesul minorilor. Confortul oferit de aceste automate este neegalat, cu aproximativ un automat pentru fiecare 23 de locuitori, prezent o prezență comună nu doar în orașele aglomerate, ci și în regiunile rurale, asigurând accesibilitatea pentru toată lumea. Le poți găsi în afara magazinelor de conveniență, ascunse în alei și chiar pe trasee de drumeții, oferind acces rapid și ușor la produse esențiale și neașteptate. Aceste automate contribuie semnificativ la economia Japoniei, cu vânzări anuale de peste 60 de miliarde de dolari. Ele au revoluționat cumpărăturile de conveniență, permițând oamenilor să-și facă cumpărăturile sau să-și satisfacă poftele fără apă și într-un magazin. Această accesibilitate este sporită de standardele riguroase de curățenie și de rata scăzută a criminalității din Japonia, asigurându-se că alimentele și băuturile vândute prin aceste automate sunt sigure și igienice. Dincolo de utilitatea lor practică, automatele japoneze reflectă înclinația țării spre inovație. Și trecem la copiii care își curăță singuri școala. Cercetările arată că elevii sunt semnificativ mai fericiți în săli de clasă curate și organizate, sugerând că atunci când învață să facă ordine după ei, experiența lor școlară generală se îmbunătățește. Din păcate, mulți elevi din zilele noastre aruncă pur și simplu gunoiul pe jos, fără a se gândi că personalul de curățenie se va ocupa de el. În timp ce acest scenariu este comun în multe părți ale lumii, Japonia este în evidență prin abordarea sa unică. Școlile japoneze implică elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani în activități zilnice de curățenie, nu doar pentru a economisi bani pe personalul de curățenie, ci și pentru a cultiva un sentiment de fericire și responsabilitate printre elevi. La sfârșitul fiecarei zile școlare, elevii petrec 15 minute folosind cărpe, mături și aspiratoare pentru a se asigura că sala de clasă este la fel de curată cum au găsit-o. Această rutină nu doar că îi învață curățenia, ci le oferă și abilități esențiale de viață și oportunități valoroase de interacțiune cu colegilor. Profesorii au observat că această sesiune de curățenie de 15 minute îmbunătățește semnificativ relațiile elev-profesor și le oferă elevilor șansa de a conversa și de a lega prietenii în afara cadrului tradițional de clasă. Arome unice de Kit Kat. Batonele de ciocolată Kit Kat au devenit un fenomen cultural în Japonia, având o gamă impresionantă de peste 300 de arome unice introduse din anul 2000. Această explozie de creativitate a propulsat Kit Kat să depășească ciocolata Meiji ca fiind cel mai bine vândut produs de cofetărie din Japonia între 2012 și 2014. Nestle, compania mama brandului, a lansat o campanie de marketing de mare succes în colaborare cu poșta japoneză, câștigând recunoaștere 2010. Această campanie a încurajat asocierea Kit Kat cu expresia Kitokatsu, care se traduce prin vei câștiga cu siguranță în japoneză, consolidând Kit Kat ca simbol al norocului. Studenții, în special, au început să primească Kit Kat-uri ca talismane înainte de examenele universitare. Introduse în Japonia în 1973, printr-un parteneriat între cofetăria britanică Roundtree și cofetăria japoneză Fujiya, Kit Kat a câștigat rapid popularitate, mai ales după introducerea aromelor unice, precum ceaiul verde, în 2004. Varietățile sezoniere și regionale au devenit extrem de căutate, aliniindu-se cu tradiția japoneză de a aduce înapoi specialități regionale ca suveniruri. Strategia de afacere a Nestle în Japonia implică producerea
unor serii limitate de arome pentru a gestiona eficient costurile, o strategie care rezonează bine cu rotațiile frecvente de produse tipice în magazinele de conveniență japoneze. KitKat-urile din Japonia sunt realizate din ciocolată cu lapte produsă la fabricile de ținute Nestle din Himeji și Kasumigawa, bazând în principal boabe de cacao provenite din Africa de Vest. Marketingul KitKat-urilor profită de asocierea lor norocoasă, consacrându-le drept talismanele norocului, în special pentru studenții care se pregătesc de examene. Colaborarea Nestle cu poșta japoneză a permis mesaje personalizate pe pachetele de KitKat, o caracteristică care s-a epuizat rapid și a sporit popularitatea brandului. Pentru a satisface gusturi diverse, KitKat a înființat magazine specializate cunoscute sub numele de KitKat șocolatorii, oferind produse premium precum ciocolata neagră infuzată cu zmeură și KitKat cu aromă de sei. Unele arome sunt exclusive anumitor regiuni, în timp ce altele sunt produse în cantități limitate pentru promoții speciale. Arome notabile includ fasole roșie, cartof dulce violet, ceai verde și sos de soia. Popularitatea KitKat-urilor în Japonia continuă să crească, subliniată de lansarea de către Nestle în 2018 a unui magazin dedicat KitKat la stația Namba din Osaka, consolidându-le statutul de icon cultural la nivel național. Și trecem mai Yuru Kiara. Yuru Kiara sunt mascote japoneze fermecătoare care au câștigat o popularitate imensă atât în Japonia cât și pe plan internațional. Aceste personaje adorabile și ocazional excentrice acționează ca reprezentanți pentru o gamă largă de produse și destinații din întreaga țară. Printre cele mai faimoase numă Domo-kun, mascota pentru NHK, corporația de radiodifuziune din Japonia, și Kumamon, ursul prietenos de prefectură Kumamoto, a cărui popularitate a depășit granițele Japoniei. Aceste mascote au o influență și un impact economic substanțial, doar Kumamon a generat venituri suplimentare uimitoare de câteva miliarde de yen pentru prefectura Kumamoto în doar 2 ani. Acest lucru subliniază potențialul comercial imens și importanța culturală pe care aceste mascote le au în Japonia. Japonezii îmbrățișează cu entuziasm conceptul de kawaii, adică drăgălășenie, la toate vârstele. Spre deosebire de alte culturi, nu există o stigmatizare socială asociată cu adulții care apreciază sau interacționează cu personaje și obiecte drăgălașe. Această acceptare culturală a contribuit la popularitatea larg răspândită acestor mascote în diverse domenii ale societății. Fiecare dintre cele 47 de prefecturi din Japonia are propria sa mascotă unică, ilustrând diversitatea și creativitatea în design-urile și rolurile lor. De exemplu, doar în Osaka există peste 40 de mascote, fiecare cu o personalitate și un scop distinct. Mascotele au devenit un fenomen cultural în Japonia, jucând rol crucial în promovarea turismului și cucerind inimile oamenilor din întreaga națiune. Popularitatea lor poate fi urmărită până la conexiunea emoțională profundă pe care poporul japonez o are, istoric, cu personajele non-umane, rădăcinată în politeismul și folclorul antic. Aceste personaje întruchipează simboluri și valori culturale, făcându-le accesibile și îndrăgite de publicul japonez. Entuziasmul modern pentru mascote în Japonia a câștigat amploare prin câteva evenimente cheie. În 1998, Nippon Hosokyokai a organizat un concurs pentru a proiecta un personaj pentru aniversarea lor de 10 ani, care a dus la crearea lui Domo-kun. Aceasta a devenit mascota oficială și a câștigat o popularitate largă, demonstrând potențialul mascotelor de a rezona cu publicul și de a întări identitatea organizațională. O altă figură notabilă în istoria mascotelor este Hello Kitty, a cărei ascensiune rapidă a demonstrat potențialul comercial și cultural imens al mascotelor. Numirea lui Hello Kitty ca ambasador oficial al turismului japonez în 2008 a consolidat și mai mult rolul mascotelor în promovarea intereselor naționale și regionale la scară globală. Poveștile de succes ale lui Domo-kun și Hello Kitty au deschis calea pentru adoptarea largă a culturii mascotelor în Japonia. Și încheiem cu Shokuhin Sanpuru. Restaurantele japoneze au un mod unic de a-și prezenta preparatele prin replici din plastic cunoscute sub numele de Shokuhin Sanpuru. Aceste modele meticulos realizate din clorură de polivinil seamănă fidel cu mâncarea reală. Introduse inițial la sfârșitul anului 1800 ca alternativă la meniurile scrise, această practică a câștigat popularitate în anii 1920 ca instrument pentru a ajuta clienții să vizualizeze opțiunile de masă. Astăzi, industria alimentelor din plastic în Japonia este un sector prosper, generând miliarde de yeni anual. Aceste replici sunt foarte personalizabile, permițând reprezentări detaliate ale ingredientelor specifice și variațiilor culinare regionale. În Kitchen Town din Tokyo, unele restaurante investesc peste 1 milion de yeni pentru a achiziționa seturi complete din aceste modele durabile, realiste, care sunt disponibile și pentru achiziționare de către public. Dincolo de rolul lor în restaurante, Shokuhin Sanpuru servește mai multe scopuri. Ele sunt utilizate ca recuzit în filme și emisiuni de televiziune, celebrate ca opere de artă expuse în muzee și competiții
competiții și chiar folosite în cercetarea consumatorilor și educația nutrițională. La nunți, torturile elaborate de nuntă false, decorate cu aceste replici, sunt expuse alături de felii de tort real, adăugând o notă de splendoare vizuală la evenimente. Aceste modele au devenit parte integrantă a culturii alimentare și a strategiilor de marketing din Japonia, atrăgând clienții prin reprezentarea vizuală fidelă a felurilor de mâncare înainte de a comanda. Capacitatea lor de a reda cu acuratețe estetică alimentelor joacă un rol esențial în atragerea clienților și îmbunătățirea experienței culinare.